Da, cu ochii lui mari. Săracul tata. De ce săracul tata? E un Miro, Ale, tu știi că tu arată un Miro? Tata. Ba nu. Un extintor. Nu, n-are cum să fie un extintor. Roșu, picuț, ce altceva să fie? Nu este un extintor. N-am fost extintor. Trebuie un ghid.
Ca să ne explice, nu să ne glumim. Dar nu e nimic de explicat, trebuie să simți. Da, numai că noi de când ne plimbăm în muzeul ăsta nu simți nimic. Asigur, și un ghid o să te facă să simți. Da, ne explică, ne învață. Să învăț fără să simți. Nicol, arta trebuie simțită ca să o poți învăța. Ia, uite de aici. Dar n-ai nimic acolo. Nu? Nu. Nu scrie fraier. Înseamnă că e furt de față ca să dau 20 de euro pentru un ghid. Furt? Da. Într-un muzeu de artă modernă? Exact. Unde ghidii sunt plătiți de primărie? Da. Nicol, tu ai uitat de Petre. Care Petre? În care Petre? Tu câți Petre cunoști? Un singur Petre, prietenul nostru comun. Petre, care și-a omorât nevasta și-a încercat să o ascundă într-un sarcofag. Da! Petre de la închisoare, normal! În sfârșit, Petre se dădea drept ghid la muzeul din Târgu Mureș. Există muzeul Târgu Mureș? Da, există muzeul Târgu Mureș. Și mergem acolo? Acum nu mergem nicăieri. Să revenim. Petre învăța frumos broșura de la muzeu, după care se ducea la intrare din muzeu și fi la un grup de tine și mai fraier ca și tine. Și... de adevărat! După care mergea la ea și frumos și le zicea. Bine ați venit! Aveți nevoie de un ghid? Vă stau la dispoziție. Vezi? Și fraierul mușcau exact ca și tine. Ce porcărie! Da. Numai că cei care intra, când intrau, care nu simțeau, nu simțeau nici după ce termina Petre de recitat. Da. Dar cu asta nu sunt de acord. Deci să-ți explic. Un viitor criminal care le vorbește oamenilor despre egipteni ca... ca un erou al lui Sofocle, tu transmite ceva prin vocea lui, nu? O vibrație. Petre recita un text învățat pe de rost. Și ce? Și eroul lui Sofocle știa textul pe de rost? Nu contează dacă știau sau nu, pentru că nu-ți iau niciun ghid. Trebuie să înveți să simți. Uite, dragul. Știi care e problema noastră, Raul? Eu pe tine nu te simt! Nicol, te rog, nu cerca. Mersu cu! Mie
Oriol Gogin! Paul Gauguin! Paul Gauguin! Paul Gauguin! Paulin Gauguin! Paul Gauguin! Piroș Gauguin! Eu? Mi se pare mie? Sau rândam Rembrandt, cu statul mi se jucuită în bolul acesta? Hai te rog, Ram, nu ce să faci pe Freud. Îți explodează tot corazonul. Adică, cum a fost aici,
În 2002. Ai peste 600 de zeițe întinse aparte cu pulpe mietoare. Venus ești!